această instituție, această școală, cu sprijinul primăriei Turda și a domnului primar Cristian Octavian Matei, care vreau să-i mulțumesc pe această cale, am bucuria de a vă prezenta două expoziții, o expoziție etnografică pe care o să o vedeți în sala lăturată și o expoziție dedicată istoriei școlii noastre și a istoriei locale. Și ne-am propus cu aceste două expoziții să ne conservăm, să ne promovăm și să ne punem în valoare istoria școlii, tradițiile, obiceiurile și, de ce nu, să ne educăm copiii noștri, elevii noștri, în spiritul respectului față de istorie, față de tradiții și față de obicei. Cele două expoziții care au fost finanțate de către Consiliul Județean prin proiectul Unirea s-a făcut și prin școală. Două expoziții care doresc să trezească interesul copiilor, elevilor și cadrelor didactice față de istoria orașului, față de istoria școlii și față de trecutul nu foarte îndepărtat al acestei comunități, când Poiana, acum un cartier al orașului Turda, era de fapt un sat. Un sat care a știut să-și educe copiii înființând o școală încă din anul 1892. Un sat care a avut elevi bine pregătiți și care au făcut apoi cinste comunității. Care vă transmite toate gândurile bune, felicitările pentru ceea ce ați realizat. Și îi spun așa, felicitări doamna director, felicitări domnului profesor și întregii echipe care, iată, munciți să readuceți în fața copiilor ceea ce a fost cumva etnografia, sau este. Pe mine partea de etnografie, știți cu toții, este așa mai de suflet și am descoperit cu mare bucurie că vă dedicați acestui lucru. Așa cum sufletul este veșnic, eu cred că și partea de etnografie. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Că nu vrem, că nu vrem la să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem la să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi